Este un jucător tânăr, un jucător care a avut momente de sclipire în Liga 1, dar a arătat și o oarecare inconstanță. Deci până la urmă e posibil ca acolo, într-un mediu profesionist cu adevărat, el să ajungă să performeze. Ce citeam în presa din Franța, că el este privit ca o mare speranță, deci nu ca o certitudine. Da. Are 19 ani, ei îl văd în el un potențial și depinde numai de el dacă va ajunge la potențialul ăla sau nu, sau dacă ceea ce au văzut ei este corect. Dar, în general, greșesc foarte rar atunci când investesc în tineri și, așa cum spuneai, are ochiul format antrenorul pentru a crește și a duce tine. Deci pentru el e o șansă extraordinară în momentul ăsta să ajungă la un potențial, pentru că și în Liga 1 te plafonezi, la un moment dat atâta poți. Poate la Rapid mai avea ce să mai facă, pentru că Rapidul anul ăsta abia emite pretenții pentru play-off. În ceea ce privește strategia clubului, n-am de unde să știu acolo ce se întâmplă financiar, dacă această ofertă până la urmă le echilibrează într-un fel bugetul și într-un fel le permite, din câte am înțeles, această sumă vor să o reinvestească. Un lucru rar și de lăudat în campionatul intern. Nu prea am mai auzit ca să se reinvestească toți banii primiți pe un transfer în întărirea lotului. Avem și imagini indirect de la plecarea lui Rare și Lie. Te rog, Marius, scuză-mă că te-am întrebat, dar am vrut doar să anunț că imaginile sunt în direct. Da, el pare un tânăr serios. Vom vedea acum cum va gestiona și acest lucru. Am înțeles că are un salariu de, nu știu cât, 15 de ori mai mare decât la Rapid sau ceva de genul ăsta. 500.000 de european. Deci trebuie să gestioneze și șocul ăsta în ghilimele, pentru că e un șoc plăcut. Așa. E un șoc, nu? Da, este un șoc, da. Să crești de 10-15 ori este ceva pentru un copil de 19 ani, poate să te la un moment dat și să te duci pe coasta de Azur. Și te duci și pe coasta de Azur în tărâmul Pierzanie, acolo cu bani mulți. Eu mereu m-am gândit, tu îți dai seama să joci la Nice, mi se pare, sau la Monaco, adică e tot ce îți poți dori. Dar până la urmă, cei de acolo sunt convins că au experiență și au gestionat până acum lucruri de genul acesta, Coasta de Azur, tineri cu bani, deci exact. Cred că știu să Eu cred că șansa lui a fost că România a prins turneul acela final Under 19. Eu cred că dacă păi da, dar n-a jucat nimic acolo, Andrei. A fost printre cei mai slabi. Mie oricum mi s-a părut cu o clasă. Poate, ok, bine, nici nu l-au ajutat foarte mult colegii, dar se vede că față de ceilalți jucători de vârsta lui, are o ușurință extraordinară. În primul rând, mi se pare că are un fizic bun pentru 19 ani. Pe lângă faptul că este înalt, e destul de delegat. Eu l-am văzut și pe stadion, efectiv, în meciurile directe ale Rapidului, la care am fost. Bine, și golul cu Sepsi este da, absolut. Dar vreau să spun, pentru 19 ani, că eu îl compar, de exemplu, cu Florin Tănase la 19 ani, cu Florinel Coman la 19 ani, chiar și cu Denis Mann. Erau mult mai firavi decât el, mi se pare. E lat în spate, are piept, umeri, mi se pare bine legat și să vedeți ce se va întâmpla după un an de stat în Franța, că va exploda. Da, l-auzeam, mie îmi plăceau sclipirile astea ale lui. L-auzeam pe Mița Iosif, da. Care întrebat care crezi că a fost principal sau este principala calitatea lui, pentru că Mița Iosif l-a promovat în echipa din Liga 2 și apoi, foarte tânăr fiind, a spus inteligența lui. Deci modul în care privește jocul și la un fotbalist pentru Occident este foarte important să fii un fotbalist inteligent, mai mult decât, adică pe lângă talentul lui, pe lângă fizicul lui, de cum spuneai tu că e înalt și lat în spate și înalt și bine făcut, faptul că el gândește în teren și este un jucător inteligent, poate ăsta a fost de fapt factorul diferențiator pentru care l-au ales cei de la Nice. Și mai are un avantaj. Nice, ok, au și ei ultra, așa au suporteri, dar nu se duce în balamucul de la Marseille. Corect. Corect. Nu se duce la Saint-Étienne. Cu toate că și Nice unde au totuși tradiție printre suporteri. La Marseille faci 2-3 meciuri proaste. Te decapitează aproape la propriu. La Saint-Étienne au intrat pe teren, au oprit meciul. Deci... Dar și la Marseille au mers peste ei la antrenamente. Mă rog, totuși Dussot transferat de Rapid Mars. Da, e un jucător. Damian Dussot. Dussot, sau te rog, ajută-mi că tu vorbești franceză. Dussot, așa. Jucător bun. Nu mai știu ce vârstă are, dar parcă e mai 24, decât 24, cred. Da, un jucător bun de Liga 1. Am văzut că unii suporteri erau un pic nemulțumiți și spuneau nu cu astfel de transferuri, ataci play-off-ul sau titlul, dar până la urmă cei de la club știu foarte bine că își fac strategia cu Adrian Mutu. El a gândit toate transferurile până acum pentru că jucătorii... Scuze, 27. 27. Deci aproape 10 ani diferență între ei, deci nu l-au adus în locul lui. Cred că îl vorbeau deja cu el dinainte. Adrian Mutu, așa cum spuneau, a gândit... Păi nu, dar el e fundaș dreapta, nu a venit pe post.
el a gândit transferurile cu jucători cu care a mai lucrat, jucători care să se potrivească stilului lui, să vedem cum se descurcă. În campionatul intern am văzut în ultima vreme că există sintagma asta, domnule, echipele s-au întărit. Eu spun că nu s-a întărit nicio echipă din Liga 1. N-am văzut în vara asta n-am văzut niciun transfer cu adevărat marcant pentru campionat. Să zici, uite, un transfer poate care... Poate fundașul de la Creva, Silva. Da, asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut, corect. Hai să vedem pe cine dorește, cu cine negociază Rapid în acest moment, ca înlocuitor pe post pentru Rare și Lee. Este vorba de un francez. O să mă ajute Marius Avram cu pronunția Jason Papel, cred că se spune. Cum e, Marius? Cred că acel Papel. Jason te duce mai mult cu gândul către America de Sud, iar numele de familie, Papo. Este un nume franțuzesc. Papo. Dar dacă îl franțuzim Jason. De tot, putem să-i spunem Jason Papo. Mersi. Extremă să zici Jason Papo. Că nu e nici Jason, englezescul Jason, e mai mult Jason. Jason, bun. Da, Amiens, hai, citește-le tu mai bine, că da, mai cap. Saint-Geneviève, Amiens, Chambly și Varta Poznań, mă descurc și în polonez. Varta Poznań. Exact. Mai slav, mai brut. Da, mai brut, 26 de ani, extremă stânga. Probabil e venit pe filiera lui Daniel Nicolae, știm foarte bine, președinte Rapidului, a jucat an mulți în Franța și probabil că are o oarecare filieră de impresar de pe acolo. Echipele din Franța, da. Uite, mă uitam la Amiens, la Chambly, sunt foarte bine pregătite fizic. Și poate n-au calitatea din alte campionate, dar sunt foarte disciplinați din punct de vedere tactic. În Franța o să vezi foarte multe meciuri în care se joacă închis. Se dau greu goluri. Iar Liga a doua e o ligă comparabilă cu Germania, cu Anglia, mă rog, Championship pe cel mai tare. Championship mai puțin, asta voiam să spun. Că da, Championship pe cel mai puternic. Dar... poate fi o soluție bună. Este confirmat deja jucătorul sau sunt zvonuri? Sunt negocieri. Ok, sunt în negocieri. Pare da. Va fi o prezență exotică dacă va veni. Și freza e interesantă. Exact. El pare un jucător bine închegat, deci fizic pare pregătit. Nu-l cunosc cum joacă, nu l-am văzut. N-am urmărit niciuna din echipele de acolo, dar e posibil să se ridice la nivelul campionatului Ligii 1. Asta nu mă surprinde. Adică dacă un jucător de 40 de ani, am văzut că a semnat de curând prelungirea cu un an, exact. Atunci și un francez de 26 de ani care totuși arată fizic bine așa, cred că poate să facă față, nu? Se mai discută despre posibilitatea venirii lui David Miculescu de la UTA, să achite Rapid 1 milion de euro cât doresc cei de la Arad. Ți se pare potrivit sau e riscant? Este o sumă foarte mare pentru un transfer intern. În era fotbalistică în care ne găsim noi acum, 1 milion de euro mi se pare foarte mult pentru un transfer de la UTA la Rapid. Acum am înțeles că și cei de la FCSB au vrut să-l cumpere și au făcut o ofertă mult mai mică, de 300 de mii sau ceva de genul ăsta, și cei de la UTA au ținut de preț. Deci se pare că țin de preț, dar eu nu știu, nu cred că se va realiza un transfer intern cu 1 milion de euro anul acesta. Da, să vedem că... Să vedem. Până la urmă, ei știu strategia acolo, ei o gândesc, dar privind în ansamblu și văzând ce transferuri au făcut până acum, atât ei cât și celelalte echipe, n-a dat nimeni vreo sumă care se apropie măcar de 1 milion de euro până acum. Deci ar fi o excepție anul acesta. Da, de ce nu? Pe da, apropo de sume, revenind scurt la Rareș, el s-a transferat la vârsta asta, la banii ăștia, în condițiile în care n-are niciun meci național la Marea României, n-a jucat play-off, n-a jucat în cupele europene. Corect, de acord cu tine, de acord cu tine. N-are practic, în afară de realizările personale din Liga 1, nu are absolut niciun atu să fie